Sunt Horațiu Miheț, avocat de litigiu constituțional la organizația Liberty Council, organizație non-profit de avocatură în Statele Unite ale Americii. Sunt român, născut la Timișoara, crescut în Ardeal și sunt stabilit în America de 28 de ani, de la 2 luni după Revoluție. Pentru că în Statele Unite ale Americii sunt implicat în apărarea libertății, mai ales în apărarea libertății de conștiință și a libertății de religie, am învățat în cadrul acestei lupți multe lecții pe care am vrut să le împart cu poporul meu român. Sunt în România ca și român, pentru ca să mă alătur de poporul meu român în apărarea libertăților, valorilor române, valorilor veșnice, valorilor care duc o națiune înspre bine și înspre dreptate. Libertatea de conștiință este una din cele mai importante libertăți, este la baza unei societăți libere. O societate, un popor nu se poate pretinde a fi liber fără libertatea de conștiință. Și lecția pe care am învățat-o din nefericire în Statele Unite, lecția pe care o împărtășim săptămâna aceasta în seriile acestea de conferințe cu poporul român, este că căsătoriile homosexuale sunt incompatibile cu libertatea de conștiință. Pentru că cei care promovează căsătoriile homosexuale, în numele toleranței și a diversității, nu au nici un pic de toleranță față de cei care nu sunt de acord cu ele, față de cei care nu vor să participe personal și cu entuziasm în ele. Și în cadrul conferinței din seara aceasta vom împărtăși, vom acoperi mai multe cazuri specifice, juridice, în care cetățeni din toată America, din toate colțurile Americii și din toate colțurile societății, care căutau doar să-și trăiască viața în pace, conform propriilor lor convingeri, au fost atacați, dați în judecată, amendați, suspendați de la lucru, falimentați, doar pentru că nu au vrut să participe ei în mod personal în căsătoriile homosexuale. Și deci multe cazuri în care am avut parte, care ne dovedesc această concluzie pe care am tras-o. Îs bucuros să o am cu mine pe doamna Kim Davis, pentru că ea este o mărturie vie a lucrurilor pe care le spunem. Un caz care nu lasă niciun dubiu asupra acestei concluzii. Dânsa fiind funcționar în statul Kentucky, i s-a cerut să elibereze certificate de căsătorie homosexuală după decizia Curții Supreme în 2015, care a legalizat căsătoriile homosexuale. O decizie, spun apropo, antidemocratică, întrucât doar 5 judecători au găsit un gol în Constituția Americii, l-au exploatat, Constituția nu avea o definiție a familiei și a căsătoriei, l-au exploatat, l-au umplut acest gol juridic cu voința lor și apoi au impus-o întregii națiuni de 350 de milioane de oameni. Ei bine, imediat după ce această decizie a fost emisă, cu o săptămână după aceea, doamna Kim Davis a fost forțată să facă o alegere între libertatea ei și conștiința ei, între slujba ei și conștiința ei. Și dânsa a ales să nu-și încalce conștiința, să nu-și compromită valorile, motiv pentru care a ajuns în închisoare în America, în lanțuri, pentru 6 zile. Și vom specifica și de seară, dar o fac și acum,
Singurul lucru pe care ea l-a cerut a fost să nu fie personal implicată în căsătoriile homosexuale. Ea a cerut ca certificatele de căsătorie din biroul ei să fie schimbate în așa fel încât numele ei să nu mai fie tipărit în avans pe aceste certificate și în așa fel încât ea să nu trebuiască să le semneze cu propriul său nume și semnătură. Și nici măcar acest mic pas de acomodare nu i-a fost acordat. Într-o țară care are o tradiție bogată de a respecta conștiința, de a acomoda conștiința, într-o țară în care în alte împrejurări întotdeauna s-au găsit căi de acomodare a conștiinței unei persoane, în timp ce alții fac ce vor și ce-i bine după conștiința lor, nu s-a găsit niciun strop de toleranță pentru dânsa și a ajuns în închisoare. Vom vorbi despre cazul ei în mult mai multe detalii juridice pe parcursul conferinței, însă vreau să-i dau și dânsei câteva cuvinte și apoi cred că vom răspunde la întrebări dacă sunt unele din ele. Vă mulțumim că ați ales să fiți cu noi. Și am să o traduc în românește. Good evening. Bună seara. A lot of people wonder what I'm doing here in Romania. Unii se întreabă ce caut eu aici în România. And I hope to give Romanians just a insight of my heart tonight and share with you some of my story that maybe you didn't see in the media. Și speranța mea ce caut este să împărtășesc experiența mea, să spun ceea ce este în inima mea poporului român, în special în seara aceasta la conferință. I came to let you know that people can have differing opinions and still treat each other with respect. Am venit să vă spun că oamenii pot să aibă dezagreieri, să nu fie de acord unii cu alții în unele respecte, dar să se comporte, să se trateze cu respect. And there's an old saying we have at home, we can agree to disagree on this one. Și este o zicală veche care avem acasă, care spune că putem să fim de acord, să nu fim de acord. And still hold each other with respect. Și să ne respectăm în același timp. You know, I've been called a lot of things, a lot of bad names, and am fost etichetată în chip și fel, mi s-au spus tot felul de nume și de etichete rele. Had my life threatened. Viața mi-a fost amenințată de multe ori. And the only negative thing I ever said was no. Și singurul lucru negativ pe care eu l-am spus vreodată cuiva a fost nu. So I came to give Romania hope. You have the opportunity to secure your constitution and the institution of marriage and family. Și am venit să aduc speranță României și să-i spun că are o șansă să își să sigileze soarta căsătoriei și a familiei în Constituție. Had the United States had marriage defined in our Constitution, I would not have spent 6 days in jail. Dacă Statele Unite ar fi avut în Constituția ei definiția căsătoriei clar exprimată, atunci eu nu aș fi petrecut 6 zile în închisoare. Thank you. Vă mulțumesc.